Conducerea APA Service SA, operatorul local de apă și canal, a organizat ultima conferință de presă din acest an, în care directorul general al societății, Constantin Preda, a prezentat publicului două subiecte importante: stadiul actual al proiectului finanțat de Comisia Europeană și un scurt bilanț al societății în anul 2015. Proiectul privind infrastructura de mediu din județul Giurgiu, implementat de APA Service SA, a fost demarat în 2007 și prelungit până la 31 decembrie 2015. În cadrul acestui proiect, în județul Giurgiu, s-au desfășurat 7 contracte de lucrări și 2 contracte de asistență tehnică în Giurgiu, Slobozia, Bolintin Vale și Mihăilești. Din cele 7 contracte de lucrări, 6 sunt finalizate în proporție de 100%, iar ultimul, cel de-al 7-lea, în Bolintin Vale, este undeva la 99% stadiu fizic și financiar la 65%. În cei 6 ani de investiții, la nivelul județului s-au realizat aproape 90 de kilometri de rețele de apă, distribuție și aducțiuni și 125 de kilometri de rețele de canalizare, reprezentând reabilitare și extindere, îndeosebi în municipiul Giurgiu. Acestor lucrări li se alătură o serie de stații de epurare. 3 stații de epurare, una în Giurgiu, una în Bolintin, una în Mihăilești, 14 stații de pompare apă uzată, 4 sunt în Mihăilești, 6 în Bolintin Vale și restul sunt în Giurgiu. De asemenea, au fost și alte lucrări, să zicem, mai puțin importante, cum ar fi reabilitarea de laboratoare, de stații de pompare, implementarea de sistem SCADA. Astea sunt în mare rezultatele pe care le-am obținut noi în cei 6 ani de investiții. Activitatea APA Service în anul pe care ne pregătim să îl încheiem a fost caracterizată de către conducerea societății ca fiind una obișnuită, cu flux continuu și fără sincope. Asta după câțiva ani în care operatorul s-a confruntat cu probleme esențiale, mai ales în privința recuperării creanțelor pe serviciile prestate. Producția a fost cam la nivelul anilor trecuți, în jur de 2.800.000 de metri cub de apă pompată în sistem. Valoric se încadrează cam în jurul cifrei de 15 milioane de lei. Din punct de vedere al serviciului în sine, singura noastră mare grijă a fost, și de departe singura mare grijă a fost, să asigurăm un serviciu continuu populației și de calitate. N-am avut în privința calității apei decât extrem de puține reclamații. Asta înseamnă că apa noastră este foarte bună și corespunde parametrilor de a fi livrată către consum. Cele mai mari nemulțumiri ale populației au venit din neînțelegerea sistemului în sinea lui, în ideea că multă lume este nemulțumită de faptul că aceste aparate care înregistrează consumul zilnic sunt sau n-ar fi conforme, și am demontat de fiecare dată aceste supoziții, în ideea că există laboratorul nostru autorizat care poate să verifice orice fel de aparat de măsură până la un anumit diametru. Oamenii au venit, au văzut că, de fapt, defecțiunile sunt nevăzute, neștiute în gospodăriile lor și au acceptat că, de fapt, serviciul nostru se desfășoară în condiții normale. Conducerea APA Service a mai precizat că prețul actual al apei potabile și al serviciilor de canal este același din 2012, în condițiile în care cheltuielile pentru producție au crescut an de an. Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie 2016, populația va plăti mai puțin pentru apă, datorită reducerii TVA la 9%.